Cum zicea cineva, ca să-l parafrazez, vă salut, youtuberașii mei. El zicea salut, cumpănașii mei, chiar pe cumpănașul nu l-au luat în aur. Că avem aur în Parlament, 9%, cu 9% a intrat aur. Aur de 9 carate, am putea spune. Dar aur, nu-i alt material, nu-i alt metal. Bună dimineața, abonaților! 5.000, ridic în cinstea voastră această cană cu cafea de la prietenii mei care mi-au dat o cafea pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc frumos, în cinstea voastră, 5.000, stau relaxat. Azi am zis că nici nu vorbesc nimic, că e zi de sărbătoare. Totuși, să ai 5.000 de abonați, e o chestie extraordinară și vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet pentru urmărire, pentru faptul că anunțați lumea să intre aici pe canal și pentru faptul că de luni până vineri, de la 10, creăm o comuniune. Comunitatea e mai mare, mai importantă decât comuniunea. Mulțumesc frumos, o gură de cafea și continuăm. Eu vorbesc aici, un video pe YouTube și voi comentați. Și comentați bine, nu comentați pe lângă. 90% dintre analiști ăștia care apar la televizor nu au păreri așa de bine argumentate decât voi. Bravo! Și mai mult mă și corectați. No, asta îmi place. Înseamnă că sunteți atenți. Bă, am început și eu să patinez. Acum nu pot să zic că am emoții, că doar ne cunoaștem. Doar vorbim de atâta timp aici. Dar îți mai filează câte o lampă, mai patinez, mai fur curent, de exemplu. Numai în videourile de săptămâna asta. Păciucă l-am făcut fost ministru de la interne, când el era la apărare, și pe Ciciolina ieri am făcut-o deputată în Parlamentul Ungariei, când ea a servit patria pentru Italia. Și voi ați semnalat asta în comentarii. Am zis, bă, nu mai stau că ceva-i bai. Am fost el la analize. Am fost la analize, am făcut analize de sânge, sau la sânge, cum le zice la astea, am făcut analize de sânge, mi-a luat. Nu. Tot timpul mă întreabă doamnele care mă înțeapă, zice, aveți emoții, vi s-a făcut rău, ați mai leșinat? Nu e o senzație plăcută acolo, că îmi arată acul că e sigilat, îl desigilează, scoate odată sângele ăla să vedem care e situația. Și băi, situația e cu, problema e cu maiul. Nu cu luna mai, ardelene, știu că la ficat îi mai zice mai. O parte dintre analizele de ficat sunt bune, o parte nu sunt bune. Adică sunt cam mari alea care nu sunt bune. Deși în România tot ce e mare înseamnă că îi de folos. Nu, nu e așa. La analize cel puțin nu e așa. Colesterolul bun e mărișor, ceea ce e bine. Colesterolul rău e și el mare, ceea ce nu e bine. Aș dori o alianță între HDL și LDL, adică între colesterolul bun și rău, ca să dea colesterolul total bun. Dar nu iese. Măi, cam partide. Nu se pot alia colesterolurile astea minoritare să fac un colesterol mare și bun. Cam politică, domne. E ca în politică. Ce să facem asta? Este bine măcar că avem rezultatele finale, 5 partide mari și late plus minoritățile în Parlament. Da, PMP-ul n-a prins Parlamentul, dar Băsescu a zis că prinde o cârciumă în drum să revanșeze. Tăriceanu săracu, bă, da, vedeți, ăsta cade tot timpul în picioare. Nu știu dacă face așa și la neveste, acolo cum cade, cade lat. Dar în ceea ce privește situația lui materială, cade bine. Deja seara era la Antena 3 sau la, cred că într-una din zile, analist. Era titrat fost premier, analist pentru Antena 3. Păi acolo cu astea se ocupă, cu analizarea. Deci el e foarte bun de analist, da. Vedeți? Victor Ponta și el ce a zis? Goodbye, my love, goodbye. Am terminat cu politica, dar uite o bilă roșie pentru Ponta. Am aflat că a fost în emisiunea lui Denis Rifai. Denis Rifai nu mai bună de întrebat. Și a declarat că, uite, un lucru foarte frumos. Acum râdem, glumim, dotore, Ponta, plagiatore. Un lucru frumos pentru el și pentru soție și pentru familia lor. Au înfiat o fetiță. Excepțional. Bravo. Doamna Dăncilă, la rândul ei, și ea înfiase un băiat. Vedeți că se poate. Să ne mai gândim și noi, ăștia alți care ne ocupăm numai cu lucrurile vremelnice și trecătoare, că sunt atâția copii care au nevoie de un cămin, de o căldură a familiei, de iubire. Da, se poate, vedeți? Și politicienii au suflet în cele din urmă. Bravo, Victor Ponta! Bravo, Victor Ponta! Fă-ți un ONG, susține. Nu-i vorba de credibilitate, cum ar zice Țiriac. Nu mai fă politică. Implică-te în cazuri sociale. Ești mai câștigat. Că bani ai destui. Toată lumea știe de tine, cine ai fost și cine vei fi. Dar fă ceva din suflet pentru suflet. Hai să te vedem, poți? Că alții nu cred că sunt în stare. Acum sunt negocieri puternice pentru guvernul meu. Ci că și-o trag acolo între palate. Acum vorbesc și eu așa
burenos, deși aici e numai cafea. De pe buymeacoffee.com/nicubendea, mulțumesc tare mult. Aștept acolo câte o cafeluță, numai dacă vă place ce zic. Dacă nu vă place, dați 3, ca să-mi revin. Liberalii, adică Orban, și că ăsta e orgolios, mandolină, și că mandolină, e orgolios. S-a nervat că o trebuie să-și dea demisia, zice, n-a, lasă că-ți fac eu bucata, Iohannis, dragă, ți-l propun pe Câțu premier. Iohannis mergea înainte cu ciucă, ca să dea opoziției măciucă. Pă, Câțu, mă, Câțu, acum, ci că e competent în economie, dar nu știu cât e. Mi se pare că e așa, Câțu, Câlțu, un câlț de ăla care îl pui să nu picure, da? Să nu picure țeava, adică e folositor la ceva, dar nu-i piesa importantă, nu-i piesa principală. Rareș Bogdan a scos din batistuță 3 nume pe care nu ni le-a zis și a zis că cu 3 nume se duce la președinte din partea PNL-ului. Domnul Rafila a comentat situația, domnul profesor Rafila din izolare a comentat situația, zice, Câțu nu-i potrivit de premier. Mă, cum se schimbă oamenii în jumătate de ani. Ce frumos vorbea domnul Rafila în calitatea sa de microbiolog, mare șef în comisiile internaționale. Ne explica el cum e cu guvidul ăsta, cu pas cu pas și așa, și acum face numai politică. Nu le stă bine, domne, la oamenii ăștia. Nu le stă bine la oamenii care au o expertiză într-un domeniu, care se pricep la ceva. Când trec în politică, sună gol și atinichea. Sună gol și atinichea, nu știu ce să zic. Atinichea, mă rog, tinichele zdranganel, că acum avem aur. 9%, cu 9% a intrat aurul în Parlament. Aur de 9 carate. Bun și ăla. Aduceau din Turcia de cât? Și ăla era bun. Verighete. Necăsătorit, confirmă și soția, verigheta e pentru vânzare. Da, 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 aur. Bă, a rămas stupefiant, cum ar zice cineva, stupefiant. Și în Câmpen, unde am făcut eu liceu, vreo 20% au votat aurul. Acum înțeleg că e aproape de Roșia Montană, și fi făcut o confuzie, că ne dau aurul, scoatem aurul care a mai rămas la Roșia Montană și... Ce bine o să ne meargă. No, în fine, s-au votat. Deja ei s-au izolat în Parlament și George Simion a zis că nu face alianță cu nimeni. George Simion, președintele AUR, nu înțeleg, un tânăr la 36 de ani așa de încruntat, când vorbește el ceva așa, cu părul șurdat într-o parte și încruntat așa. Zâmbește, dragă, Georgel. AUR a intrat în Parlament, Georgel, Aurel. Zâmbește, fi vesel. Tot timpul încruntat. Parcă ar mai trebui să anunțe colegii din secțiile de votare să nu li se fure voturile. Zâmbește, George, ai câștigat 9%, ești în Parlament. Care e problema? Da. George Simion, venit din galerie. A zis că pe el galeria nu de mină, să nu facem confuzie. Galeria de fotbal a învățat mai mult decât școala. Vedeți că se poate. Trimiteți-vă copiii în galeriile ultrașilor și o să iasă de acolo cu 3 doctorate și cu multe studii de viață. Asta este. Zâmbește, George. Ești în Parlament. Cine ar fi crezut asta? Cu Șoșoacă. Cu ăla care... Sorin Lavric. Domnule Sorin Lavric, îl citeam în România Literară. Scria niște chestii. Să nu uităm că el e medic la bază. După aia au făcut filozofie. Au scris mult despre noi, ca despre asta, și după aia au trecut la femei. Adică să scrie despre femei. Despre femei nu poți scrie. Despre femei poți gândi și poți iubi și poți dori. Ce să scrii despre femei? A zis că îi se pare o aberație. La Sorin Lavric ăsta, care e acum în Parlament, da? A zis că îi se pare o aberație ca femeile să-și vopsească unghiile de la picioare. Păi, domnule, dă, vorba elenească, mă, cum ar zice Iuliu Merca, mă, că n-ești prost, nimic, că n-ești mare. O jucărie. Ăștia sunt, cu ăștia defilăm, dar să nu uităm că Rareș Bogdan l-a promovat ca pe un mare patriot pe Georgel Simion în emisiune. Fratele nostru, da, dorința lui de a ține legătura cu generația aia, generația un pic pătată, Iliade, Vulcănescu, Cioran, Noica, dorința lui de naționalism, de idee de radicalizare de România, Rareș Bogdan, l-a scos pe ăsta în față. Acum să defileze cu el. Breakdance, știți expresia aia? Montoyusho Momo Breakdance sau Osmonto Momo Breakdance, auziți mă, breakdance a devenit disciplină olimpică. La Jocurile Olimpice din 2024 o să fie disciplină olimpică. Se vor da medalii la dans, mă, la breakdance. România așteaptă cu înfrigurare să se introducă și călușul românesc în proba la olimpiadă. Și acum, hai așa, nu-i așa, iar așa, să tăi, 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 tăi
Eu, unul la cum evoluează lucrurile, nu m-aș mira ca în 2028 la Jocurile Olimpice să fie și proba epilat viteză masculin. Mulțumesc de urmărire, de abonare, de cafea, buymeacoffee.com/nicubendea. O zi superbă. Hai că avem parlament, coaliție și caracter n-avem. Scuze de deranj, toate cele bune.